Așa. Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Eu sunt sigur că nu v-ați așteptat la astfel de surprize în această seară, da? Dar sunt sigur că știți de unde. Așa? Vă lipsește cineva în această seară? Mama. Mama care este departe și părere de rău. Îți cere mii de scuze că n-a putut să fie la această sărbătoare frumoasă a nepoțiilor, a acestor îngerași. Dar pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa. Și în primul rând vreau să-i mânt mamei acest buchet de flori. Așa. Mateo, el este Mateo, deja face experiență de această mătășcare. Iar pentru Fabian și Mateo, cred că primul o să fie pe Mateo care se... îl învețe pe Fabian să meargă, da? Este surpriza principală, această motocicletă. Așa, aplauzele voastre, vă rog frumos! Așa, pentru Fabian mai avem așa că eu nu sunt lică. Și Mateo, ia o te pune-o și pe el așa ea să-l cânte, da? Este pentru tine. Mateo! Ia spune, cine a dus cadou? Nu Moș Crăciun. Bunica. Exact. Și iar pentru dumneavoastră, domnulie, dați-vă acest coș cu aceste bunătăți. Așa? Căci ați fost tămăgeat pe 11, dacă nu mă greșesc. 10. 10 iulie. Să fiți sănătos, mulți ani înainte. Așa? Înainte tot. Un coșulet cu fructe. Neapărat să le consumați, că cele se urmă de vitamine. Așa? Și pentru Mateo mai avem încă și eu un coșuleț cu dulce. Mateo, îți plac dulcele? Ia, vin aici un pic. Vin un pic aici. Ia ce mai am și pentru tine. E plin? Vin aici. Ok. Are ocupație deja. Așa. Sigur că mai avem și un mesaj de felicitare care încă să vă și pe acest îngeraș. Felicitări pentru marele miracol petrecut în familia voastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pruncul. Îi urăm micuțului ca viața să-i fie lină și să fie pe cum cerul de vară și paia presărată cu petale de prădăvii. Iar sănătate de fier să ține companie fericirii, plinii și norocului. Cele mai sincere urete sănătate, fericire, viață împreșurată și noroc, alături de multă iubire, îi dorim micuțului care v-a umplut inimile de bucurie, ca mai dragă ființă, tocmai apărut în viața voastră, fie ca ea să fie purtătoare speranțelor voastre, pentru viitor mai bun. Dragostea cu care îndeplinem venirea nou născutului pe lume, să-i ne intensească drumul în viață și să-i ofere un viitor plin de bunătate și împlinire. Cu drag, bunica Natalia, bunemul Nicolae, bunica Aurica, cer scuze. Bunica Aurica, bunelul Nicolae și Anton. Adică din partea familiei Plămădeanu. Aplauzele voastre, vă rog frumos. Bravo! Am intrat cu părți aproape și el. Vă rog frumos. Tar! Tar! Bunelul Nicolae. Așa. Bine, ia că uitați să facem și tortă pentru bunelul. Dar tu să iei cheia! Ok, până ce vine. Așa, și tortă singur pentru masă de sărbătoare. Așa, ca să vă ducească suflete de voastre. Mamuș. Uitați că aveți și dumneavoastră posibilitate să-i transmiteți pe aici bunicii Aurica un mic mesaj, un semn de mulțumire. Adio, 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 Eu chiar le uitam așa cadou pentru băițele. Îți mulțumim de iubire și te îmbrățișăm. Și sper că va fi cineva de parte să ajungă cu cadourile la noi. Iubire foarte mult. Mulțumim.
mulțumim! Și noi vă dorim o seară de frumoasă de mare, pe trece de toți bune. Dar nu vă și facem să vă spune, te iubesc! Iubesc! De ce? De așa! Iubesc.